Îți place teatrul? Să zicem că da. Care a fost ultima piesă la care ai participat? Cred că O noapte furtunoasă. Și ți-a plăcut? Da, a fost ok. În general, mergi la teatru cu prietenii? Cu clasa, de obicei. Sau cu activități în timpul școlii altfel. Unii merg organizat la spectacolele de teatru pentru că așa trebuie. Alții aleg să se bucure de reprezentații ori de câte ori au ocazia. Vă dați seama, lumea mai are nevoie de divertisment, mai are nevoie de o ieșire așa, un alta, se mai destindă oamenii. Pentru tine ce înseamnă teatru? Păi pentru mine teatru, nu știu, înseamnă totul. Eu sunt actor. În ciuda faptului că suntem mereu pe fugă, ar trebui să ne facem un obicei în a merge la teatru. Ați fost vreodată la teatru? Am fost, dar nu avem timp de grăbim. Lumea teatrului este altfel față de cea prin care trecem zi de zi. Este altfel pentru că preț de o oră sau două ne oferim ocazia să stăm relaxați și să ne delectăm sufletul și mintea. Ce înseamnă teatru pentru dumneavoastră? E un mijloc de recreere în primul rând, dar în același timp este unul mai intelectual. Indiferent că râdem în hohote sau că vărsăm o lacrimă, teatrul ne dă speranță, ne pune pe gânduri și ne deschide apetitul pentru cunoaștere.